Deci acum testez un montaj de amplificator neinversor, cam ca asta, doar că la intrare aplic factor de umplere variabil, rectunghiular, de la 0 până la 255, până la aproape de plin, 255-256. Iar aici folosesc un amplificator un amplificator quadruplu, un bătrân Beta M324, făcut de PRS Băneasa, când făceau, deci până în 90, 1990. Și am așa. Deci, nu prea mult aici. Deci am așa, când factorul de umplere variabil este, uite la aici, asta măsoară și tensiunea. De aproape, vezi, crește aici, 5. Acolo a fost aproape 12. Deci acum, 12, vedeți? Și am 5. Centrul 5. Asta înseamnă că am un 2,4 factor de amplificare, scade, se scade până la 0. Ideea e că aici am intrarea clasic rezistențe, am condensator electrolitic și aici la intrare și unul la ieșire, doar că, să ne ținem de data, să ajungă și la 0. Descade. Counter fi un 2. A fost 0. Bun. Acum o să pun, asta a fost pe intrarea, pe intrare. Și o mut pe ieșire. Și o să vedem că nu e foarte curată ieșirea. Vedeți? Deci dacă ar trebui să o pun asta și dau un auto, trebuie să vedem doar partea de... Nu se vede clar, deci revenim pe... Pe DC, dar o să pun iar intrarea pe... Deci, sonda pe intrare. Sunt pe auto. Frecvența este undeva la 490 de... Hz. Nu știu nici de ce nu... Acum. Voilà. Deci. 490 de Hz. Mut acum rectunghiular, iar pe ieșirea filtrată nu o semnal chiar curat liniar, vedeți? Aici luăm măsoară așadar. Eu trebuie mai pus încă un amper sau două de filtraj. Și atunci o să am o tensiune continuă. Eu vreau să o folosesc pentru controlul unei surse de tensiune. Sau pentru un LM1336 pentru ton și volum.